Bună seara, doamnelor și domnilor! Este miezul nopții, știrile serii continuă. Eu sunt Andreea Bratu și vă propun să vedem principalele subiecte pe scurt. Elena Udrea rămâne în Bulgaria cel puțin până săptămâna viitoare. Curtea de apel din Sofia a amânat din nou o decizie definitivă privind extrădarea. Totul după ce avocata din Bulgaria fostului ministru român a lipsit de la proces, fiind implicat într-un accident rutier. Dezbaterile vor fi reluate pe 18 mai. Vă reamintesc că Elena Udrea a plecat din România la începutul lunii aprilie, cu câteva ore înainte ca instanța supremă să pronunțe soluția definitivă de condamnare la 6 ani de închisoare în dosarul Galabute. Banca Națională avertizează, inflația va rămâne la două cifre un an de acum înainte și va coborî sub 10% abia după luna iulie 2023. Pentru a tempera trendul ascendent, Consiliul de Administrație al BNR a decis creșterea dobânzii cheie cu 0,75%, atingând astfel 3,75%. Decizia îi va afecta din nou pe românii care au credite, urmând o altă majorare a ratelor. România are nevoie urgentă de 50.000 de asistenți medicali. Este concluzia unui studiu Frames care arată că din cauza migrației personalului specializat, situația asistenței medicale a intrat într-o zonă de risc sanitar. De la an la an, populația îmbătrânește și devine tot mai bolnavă, în timp ce țara noastră rămâne cel mai mare furnizor de asistenți medicali de pe piața muncii europene. Sezonul estival bate la ușă, dar în hotelurile de pe litoral e lipsă masivă de personal. Managerii se plâng că trebuie să aducă ospătari, bucătari și cameriste din țări precum Sri Lanka sau Bangladesh. O altă opțiune ar fi refugiații ucraineni, dar nu pe termen lung, pentru că cei mai mulți își doresc să se întoarcă acasă după încheierea războiului. Trenul Regal a plecat ieri într-o călătorie simbolică de Ziua Națională a Independenței. 4 generații au călătorit cu garnitură inaugurată în 1928. Regina Maria, regele Carol al II-lea, regina Elena, regele Mihai și principesa Margareta. Ieri, familia regală a parcurs un traseu de 5 ore și a fost primită cu multă căldură în Ploiești, Buzău, Brăila și Galați. Invazia Rusiei în Ucraina reprezintă încă o scuză pentru fenian să-și ducă mai departe programul de arme nucleare. Faptul că o țară care a renunțat de bunăvoie la arsenalul nuclear este acum atacată chiar de statul căruia i-a predat focoasele nu a trecut neobservată de Coreea de Nord, arată o analiză CNN. Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează informațiile din sport. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem de la ora 23. Vă doresc o noapte minunată!